Un alt deces care a cutremurat întreaga lume interlopă din România, 3 august 2017. Este vorba despre Daniel Chiraș, cel mai dur locotenent al fraților Cămătaru. Acesta a murit în Spania. La vremea aceea, Roxana, soția acestuia, i-a lăsat un mesaj cutremurător. Împietrită de durere, femeia a rămas fără lacrimi, după ce a aflat că soțul ei s-a stins în urma unui infarct. Uriașul meu s-a dus să facă liniște și sus. Te iubesc, sufletul și viața mea, a scris Roxana pe pagina ei de Facebook la acea perioadă. Dumnezeu să-l ierte, au scris și prietenii lui Daniel, printre aceștia aflându-se și băieții lui Sile și Nuțu Cămătaru. Și Florian, bun prieten cu Daniel Chiraș, a ținut să transmită un mesaj după decesul acestuia. Dumnezeu să te odihnească, Dănuțule, sunt fără cuvinte. Prieten de-o viață, ai plecat așa tânăr. Dumnezeu să te ia în rândul îngerilor, a scris acesta. Daniel Chiraș, cel mai dur locotenent al lui Nuțu Cămătaru, a decedat în Spania. Bărbatul care a trecut în neființă era un împătimit al motocicletelor. Prin intermediul ultimului mesaj postat pe Facebook, Daniel Chiraș își anunța prietenii virtuali că scoate la vânzare mai multe motoare. Mai multe detalii în privat, multiple îmbunătățiri și modificări, a scris locotenentul lui Nuțu Cămătaru în dreptul unor fotografii cu motocicletele. Daniel Chiraș era considerat unul dintre cei mai apropiați și de încredere oameni ai lui Nuțu Cămătaru. Plecat temporar în Spania, bărbatul abia împlinise 30 de ani. Daniel Chiraș ar fi suferit o criză cardiacă și medicii nu au mai fost capabili să-l salveze. Trecuse aproape o săptămână de la decesul fulgerător a uriașului Daniel Chiraș și detalii năucitoare continuau să iasă la iveală. Polițiștii au rămas fără cuvinte când au văzut ce ascundea locotenentului Nuțu Cămătaru în buzunar. Detalii despre decesul fulgerător a locotenentului lui Nuțu Cămătaru ieșeau la iveală, iar situația era una de-a dreptul halucinantă. La aproape o săptămână de la decesul uriașului Daniel Chiraș, presa spaniolă dezvăluie că în momentul în care a fost reținut de polițiști, acesta era foarte agitat. În urma percheziției, autoritățile au descoperit că bărbatul avea ascuns în buzunar un obiect dur. Scandal după decesul celui mai dur locotenent al lui Nuțu Cămătaru. Moartea locotenentului lui Nuțu Cămătaru, decedat pe data de 3 august 2017 în Spania, a declanșat un scandal monstru la foarte scurt timp de la tragicul eveniment. Imediat după ce prietenii au anunțat pe site-urile de socializare decesul lui Daniel Chiraș, cunoscut și ca bodyguard și om de mare încredere al lui Nuțu Cămătaru, o persoană necunoscută a încercat să profite de pe urma incidentului și să excrocheze pe cei care l-au cunoscut. Persoana respectivă a făcut un cont fals de Facebook sub numele Daniela Denisa, la care a adăugat fotografii ale unei cântărețe din Serbia și a anunțat că ar fi fost delegată de Roxana, soția lui Chiraș, să strângă fonduri pentru repatrierea celui decedat. În acest sens a fost publicat și un număr de cont, presupunere care ar fi fost deschis de văduva acestuia. Fac un apel către toți românii din Spania să sărim în ajutor să ajutăm familia acestui răposat, ce a murit azi dimineață în Spania, în urma unui stop cardiac, să-l putem aduce în țară, să punem mână de la mână fiecare cât putem și să-i ajutăm. Aici mi-a dat numărul de cont soția lui, pe numele Roxana Chiraș. Din fericire, prietenii lui Chiraș au descoperit imediat înșelăciunea și au transmis o dezmințire, astfel că excrocheria a eșuat. Acesta este un cont fals. Pozele aparțin unei cântărețe din Serbia. Familia Chiraș nu are nevoie de niciun fel de ajutor. Suntem un cer restrâns de prieteni, care ne vom ocupa de cele necesare, au anunțat prietenii lui Daniel Chiraș. Adevărul despre moartea fulgerătoare a uriașului Daniel Chiraș, bodyguardul lui Nuțu Cămătaru, a ieșit la iveală după aproape o săptămână de la producerea tragicului eveniment.
În aceeași zi, în care în România ajunge informația legată de faptul că bodyguardul și omul de încredere al lui Nuțu Cămătaru a murit subit în Spania, în presa iberică apare o știre potrivit căreia un cetățean român de 35 de ani, de fapt avea 30 de ani, a murit în sediul poliției locale din San Pedro, în regiunea spaniolă Malaga, în urma unui atac de cord. Singurul amănunt care lipsea este acela că bărbatul se numea Daniel Chiraș, potrivit ziariștilor din Spania. Chiraș ajunsese la poliție împreună cu doi prieteni, după ce în timpul unui control de rutină, asupra lui ar fi fost găsit un obiect dur. Acesta ar fi fost percheziționat după ce în timpul legitimării, polițiștii ar fi observat că acesta era foarte agitat. Cu toate că unele surse susțin că interlopul ar fi fost capturat după o urmărire ca în filme și ar fi murit din cauza efortului depus în timp ce fugea de polițiști, presa din Spania a precizat că cei trei români au mers în propriul vehicul până la secția de poliție. Odată ajunși aici, unuia dintre ei i s-a făcut rău și a căzut la pământ. După ce Chiraș s-a prăbușit în brațele unui prieten, timp de 45 de minute i s-ar fi făcut masaj cardiac de către agenții de poliție și nu de către personalul calificat. Abia apoi ar fi intervenit de urgență și medici de pe ambulanță, însă eforturile au fost zadarnice, întrucât Chiraș își pierduse deja viața. Daniel Chiraș este condus pe ultimul drum astăzi, 17 august 2017, după cum a anunțat un apropiat al familiei. Chiraș avea 30 de ani și a murit în Spania. Deși autoritățile spaniole spun că a făcut infarct, familia interlopului susține că acesta a avut parte de o moarte suspectă. Clanul Cămătarilor, considerat până nu demult cea mai periculoasă grupare de interlopi din capitală, are un trecut mai puțin cunoscut. Liderul grupării, care la un moment dat număra peste 200 de membri, este Ion Balint, cunoscut de toată lumea ca Nuțu Cămătaru. Gruparea dezvoltase o adevărată industrie a serviciilor contra cost, iar principalii locotenenți ai lui Nuțu erau membrii familiei sale. Înainte să pozeze în bogătași de top, cu vile luxoase, mașini scumpe, petreceri cu maneliși de top și chiar o adevărată grădină zoologică, Nuțu și Sile Cămătaru au fost infractori de rând. Au fost spărgători de locuințe și condamnați de câteva ori chiar înainte de Revoluția din 1989. Numele de Cămătaru provine din denumirea faptelor. La o audiere în Parlament, în anul 2004, Nuțu spunea că familia lui vine din Bărăgan. Nuțu Cămătaru a fost luptător în Legiunea Străină. Acesta a crescut în cartierul Ferentari, loc unde are mai multe proprietăți imobiliare, printre care și celebra fermă de 6 hectare, în care a crescut păsări exotice și animale pe care le vezi doar la grădina zoologică și o herghelie impresionantă de cai. Nuțu și Sile Cămătaru și-au început activitatea infracțională cu tâlhării și spargeri de locuințe, însă au devenit celebri abia după ce capii unor rețele de interlopi, oameni cu mare autoritate în lumea interlopă, cum a fost Ion Titișor, celebrul fan Spăitoru, au fost băgați la închisoare. Abia atunci au reușit să pună stăpânire pe cartierele Ferentari și Rahova. În tinerețe, pe la jumătatea anilor 80, de numele fraților Cămătaru, se leagă mai multe spargeri date în București. La vremea aceea, abia împliniseră 20 de ani, iar clanul pe care aveau să-l patroneze mai târziu, încă își făceau ucenicia spărgând apartamente și furând butelii de gaze. Două decrete prezidențiale, primul semnat de Ceaușescu, iar cel de al doilea de Iliescu, i-au eliberat pe străzile Bucureștiului. În doar 6 luni, de la sfârșitul lui ianuarie 1988, când au fost grațiați de către Ceaușescu, și până în iulie 1988, când au fost din nou arestați de poliție, hoții lui Nuțu Cămătaru au trecut ca un uragan prin București. Au dat 50 de spargeri. Se documentau înainte să dea lovitura, escaladau balcoane, deschideau uși cu levierul și odată ajunși în locuințe, furau tot ce putea fi vândut pe piața neagră a capitalei. Cuverturi, covoare, lămpi
ceasuri, pachete de cafea, săpunuri, butelii de gaz, aparate video, casetofoane, căști, blițuri fotografice, lănțișoare de aur, jachete de piele, căciul de blană, etc. Iar mai apoi au început să se specializeze pe infracțiuni de șantaj, servicii contra cost, înșelăciune, taxă de protecție și cămătărie. Nuțul Sile și locotenenților nu se mulțumeau doar să împrumute diverse persoane cu sume pentru care cereau dobânzi uriașe. Recuperarea datoriilor de la cei care nu mai puteau să le plătească se făcea după un scenariu groaznic. Recuperatorii intrau peste datornici în casă, îi loveau și îi șantajau. Se spune că se foloseau de cei 3 lei pentru a-și constrânge debitorii să-și plătească datoriile. Interesant este că cereau taxe de protecție și de la patronii din zona lor de acțiune. Au fost din nou băgați la pușcărie în iulie 1988 până în ianuarie 1990, când au fost grațiați de către Ion Iliescu. Apoi au urmat condamnările din septembrie 1994, septembrie 2001, mai 2004 și mai 2012. Pe data de 9 iunie 2010, Nuțu Cămătaru a fost eliberat de la penitenciarul Jilava, după 6 ani de detenție. Acesta nu a părăsit închisoarea cu capul plecat, ci din contră, a părăsit penitenciarul pe un cal de rasă, iar această ieșire a fost acompaniată de porumbei. Calul încălecat de către Nuțu costa nici mai mult, nici mai puțin, de 125.000 de euro. La penitenciar au fost aduși 2 cai de rasă. Prima încercare de încălecare a animalului a fost eșuată, deoarece calul s-a speriat și era să-l trântească pe Nuțu Cămătaru, însă la cea de-a doua interlopul a reușit să plece. Ultima dată, frații Sile și Nuțu Cămătaru au fost condamnați în anul 2016, la 5, respectiv 6 ani de închisoare. Însă dacă Nuțu Cămătaru a fost eliberat condiționat în luna martie 2019, Sile Cămătaru a mai primit o condamnare la 6 ani de închisoare pentru serviciile contra cost. Legăturile cămătarilor cu alte clanuri. Cea mai strânsă legătură pare să fie între clanul cămătarilor și cel al cordonenilor. Nu de puține ori, pe rețelele de socializare, au apărut imagini cu Nuțu sau Sile Cămătaru petrecând alături de Costel Cordoneanu, în compania unor maneliști celebri. Cordoneanu ar fi cu mătrul lui Nuțu Cămătaru, el fiind invitat la mai toate petrecerile pe care liderii interlopi din sectorul 5 le organizează. Se pare însă că această grupare a cămătarilor ar fi avut legături și cu Eugen Preda, liderul grupării luptătorilor din sectorul 6 al capitalei. Conform unor surse judiciare, o parte dintre obiectele periculoase furate de la Ciorogârla ar fi fost vândute și unor membri ai clanului condus de către Nuțu Cămătaru. În urmă cu mai mulți ani, Nuțu Cămătaru era să fie terminat la Casa din Ferentari. O astfel de poveste este cea a tentativei asupra lui Nuțu Cămătaru, unul dintre interlopii cei mai temuți de după 1990. Întâmplarea a avut loc la începutul anului 2002, atunci când Nuțu Cămătaru își sărbătorea ziua de naștere în compania unor prieteni pe domeniul pe care îl deține în cartierul Ferentari. În toiul distracției, Nuțu Cămătaru a fost înștiințat de unul dintre oamenii lui de încredere că vede mișcări suspecte în curte. Nuțu și-a făcut imediat o brigadă și a mers în recunoaștere. Câteva minute mai târziu, Nuțu a prins 2 cetățeni moldoveni care încercau să-i planteze mai multe obiecte periculoase sub mașină. În loc să se enerveze și să le arate moldovenilor cine este el, Nuțu a vorbit frumos cu aceștia și le-a promis că nimeni nu se va atinge de ei. Ba chiar le-a promis și câte 5.000 de dolari pentru fiecare, dacă îi spun cine i-a trimis. Așa a aflat că cel care îl voia terminat era un personaj pe numele de Scali, cândva om de încredere al lui, care acum activează într-o grupare rivală. Cămătarul a spus atunci moldovenilor să-l sune pe Scali și să-i spună că au rezolvat treaba și că l-așteaptă la benzinăria din dreapta cimitirului Belu pentru a-și încasa partea. De aici încolo există două variante ale poveștii, cea spusă de către Nuțu Cămătaru procurorilor, conform căreia Scali l-ar fi văzut și ar fi fugit,
și cea neoficială susținută de către martori. În această variantă, Nuțul ar fi capturat pe Scali și l-ar fi dus la ferma lui din Ferentari și l-ar fi dus într-un beci, în prezența invitaților. Scali ar fi fost lovit crunt. La un moment dat, oamenii lui Nuțu ar fi adus-o de acasă pe soția lui Scali, căruia Nuțu îi pusese gând rău de mai mult timp. Aceasta ar fi fost supusă unor fapte de neimaginat, chiar sub ochii soțului ei. Ulterior, obiectele periculoase au fost abandonate în zona Gării de Nord, acolo unde au fost găsite de un trecător și predate poliției. Scali a supraviețuit acelui moment și ar fi încercat să se răzbune pe unul dintre oamenii care l-au capturat. Pentru că era conștient că nu se poate atinge de Nuțu Cămătaru, el a încercat să-l termine pe Fluturică, unul dintre oamenii acestuia. Miraculos, Fluturică a scăpat fără nicio zgârietură. La începutul anilor 90, frații Cămătaru erau doar simpli pioni pe harta grupărilor interlope, care se extindeau în tăcere în capitală. Puneau la cale fără de legi mărunte, considerate nimicuri în lumea celor care învârteau banii negri cu lopata. Ion Balin și Vasile Balint și-au ridicat carierele de interlopi pe tâlhării. Șansa a început să le surâdă abia atunci când capii unor grupări, oameni cu mare autoritate în lumea interlopă, au picat în plasa poliției. Dispariția acestora de pe stradă a făcut loc unor Acanuțu și Sile Cămătaru, care au putut astfel să se impună și să câștige respectul celor de teapa lor. Așa se face că frații Cămătaru au dat afacerile mici pe infracțiuni grave, reușind să pună stăpânire pe cartiere precum Ferentari și Rahova și să-și atragă nu numai colaboratori de încredere, dar și ajutorul unor personaje foarte importante.